Artiștii flamanzi, italieni sau spanioli au circulat și odată cu ei operele lor. Au influențat benefic și s-au lăsat influențați creator. Au creat noi matrice sonore într-un spațiu nelimitat geografic, într-un proces unic în semnificațiile sale, într-o perpetuă și spectaculoasă înflorire a culturii universale. Multitudinea elementelor stilistice, apariția atâtor genuri și structuri legate de diferitele ținuturi ale Europei, de tradițiile populare ale acestora, au sugerat și au permis împărțirea acestei grandioase culturi muzicale în școala neerlandeză, italiană, franceză, germană, engleză sau spaniolă, cu aproximativitatea pe care o presupune, desigur, o atare clasificare într-un context evident unificator ca al Renașterii.